Salutare, dragi elevi! Mă numesc Mariana Frate, sunt profesor de chimie. Autorul acestei lecții este Baierle Iulia, profesor de chimie, grad didactic superior. Tema lecției este hidrații de carbon produși ai fotosintezei, glucoza și fructoza. Astăzi la lecție vom defini și clasifica hidrații de carbon, indicând criteriile de clasificare. Vom explica noțiunile monozaharidă, polizaharidă, reacției de fotosinteză. Vom analiza proprietățile glucozei și a fructozei, vom cerceta experimental proprietățile glucozei, vom corela proprietățile glucozei și a fructozei cu domeniile de utilizare și importanța fiziologică. Cuvintele cheie sunt glucidele, zaharidele, hidrații de carbon, glucoză, fructoză, zaharoză, amidon, celuloză, compus polifuncțional. Ce sunt hidrații de carbon? Sunt compuși organici, molecula cărora conțin atom de carbon, hidrogen și oxigen, în care hidrogenul și oxigenul se află în raport de 2 la 1. Majoritatea dintre ei au formula generală, CN, H2O de M ori. De exemplu, glucoza C6H12O6 sau C6H2O de 6 ori. Zaharoza C12H22O11. Știați că hidrații de carbon sunt cunoscuți sub denumirea de glucide, zaharuri sau zaharide. Denumirea de glucide provine de la cuvântul grecesc glicos, ceea ce înseamnă dulce, întrucât majoritatea compușilor din această clasă au gust dulce. Denumirea de zaharuri sau de zaharide provine de la numele zahărului, sacharon, în limba greacă, adusă în Europa în anul 1492 și descoperit mai târziu în sfecla de zahăr. Funcțiile glucidelor sunt energetică, structurală, rezervă și protecție. Scurt istoric. În antichitate, primul hidrat de carbon, mai corect amestec de hidrați de carbon, cunoscut de om a fost mierea. Originea trestei de zahăr este controversată între India și China. Europenii au făcut cunoștință cu zahărul din trestie datorită campaniilor lui Alexandru Macedon în anul 327 înaintea erei noastre. Amidonul era cunoscut încă din timpurile grecilor antici. Zahărul din sfeclă, în stare pură, a fost descoperit în 1747 de chimistul german Marggraf. În anul 1811, Kirchhoff pentru prima dată a obținut glucoză prin hidroliza amidonului. Formula empirică corectă a glucozei pentru prima dată a fost propusă de chimistul Berzelius în anul 1837, C6H12O6. Sinteza glucidelor din aldehidă formică în prezență de hidroxid de calciu a fost realizată de Butlerov în anul 1861. Glucidele se clasifică în următoarele: monozaharide, care include glucoza și fructoza. Nu se supun ambele hidrolizei. Dizaharidele, care este zaharoza cu formula C12H22O11, se supune hidrolizei, formându-se două molecule de monozaharide. Și polizaharidele, care include amidonul și celuloza. Este un polimer care ușor se supune hidrolizei, formându-se un număr mai mare de molecule de monozaharide. Cu cât este mai mare masa moleculară a hidraților de carbon, cu atât este mai mică solubilitatea lor și sunt mai puțin dulci. Proprietățile fizice ale glucozei le vom studia analizând următoarele probe. Glucoza este o substanță solidă, cristale incolore, care este dulce la gust și bine solubilă în apă. Vom verifica solubilitatea glucozei în felul următor. Într-o eprobetă vom adăuga apă distilată. O
observăm cu ochiul liber că glucoza se dizolvă foarte rapid. Agităm un pic pentru ca să se dizolve toată glucoza din eprobetă. În concluzie, putem spune că glucoza este bine solubilă în apă. Cercetăm culoarea indicatorului universal în soluție de glucoză. Umezim o hârtie de filtru din indicatorul universal și conform scalei observăm că culoarea coincide cu numărul 7. Concluzie. Mediul soluției în care glucoza a fost dizolvată este neutru. Dovezi ale structurii glucozei. Care este reacția de identificare a alcoolelor polihidroxilici? Ce efect se observă? Dacă vă readuceți aminte, din clasa 11, din cursul de chimie organică, când am studiat alcoolii polihidroxilici, am identificat alcoolii cu ajutorul hidroxidului de cupru la rece. Vom demonstra acest experiment. Mai întâi vom pregăti hidroxidul de cupru. Într-o eprobetă adăugăm sulfat de cupru după care hidroxid de sodiu observăm că s-a format un precipitat de culoare albastru intens. Acesta este hidroxidul de cupru. Peste el adăugăm soluția de glucoză, peste care vom adăuga glucoză. Agităm un pic. Agităm un pic eprobeta și observăm că culoarea albastră devine mai intensă. Concluzie, glucoza este un alcool polihidroxilic. O moleculă de glucoză conține 5 grupări de hidroxil. Experimentul numărul 2. Cum va interacționa soluția de glucoză cu hidroxidul de cupru la încălzire? Aceeași eprobetă o voi încălzi la flacăra spirtierii. Încălzim încet la flacăra spirtierii. Observăm că culoarea albastră dispare. Treptat se transformă într-o culoare brună. Apoi roșiatică, roșu cărămiziu. Are loc procesul de oxidare lentă a glucozei cu hidroxidul de cupru la încălzire. Al treilea experiment va fi interacțiunea soluției de glucoză cu soluția amoniacală de oxidul de argint. Într-o eprobetă vom pregăti reactivul Tollens. Într-o eprobetă adăugăm câteva picături de nitrat de argint. Apoi hidroxid de sodiu. S-a format un sediment de culoare brună la care adăugăm hidroxid de amoniu
agităm un pic până la dispariția sedimentului. Am obținut reactivul Tollens. Peste acest amestec vom adăuga soluții de glucoză. Apoi încălzim conținutul din eprobetă la flacăra spirtierii. Fără a agita eprobeta. Pe pereții eprobetei se formează o oglindă frumoasă, numită oglinda de argint, care are un aspect strălucitor. Prezența cărei grupe funcționale poate fi demonstrată cu ajutorul acestor reacții. La ce clasă de compuși referim acum glucoza? Concluzie. Glucoza conține gruparea aldehidică. De aceea este și aldehidă. Glucoza conține două grupe funcționale, 5 grupe de hidroxil și o grupă de carbonil. Formula de structură a fructozei este reprezentată în imagine. După formula moleculară, fructoza se aseamănă cu glucoza, deci sunt izomeri. Însă, molecula de fructoză conține o grupă funcțională de cetonă. Să analizăm formulele de structură ale glucozei și ale fructozei pentru a vedea deosebirea. Proprietățile chimice ale glucozei le deducem din baza experimentelor realizate. Este un alcool polihidroxilic, este o aldehidă și glucoza are proprietățile sale specifice. În imagine este indicată reacția dintre glucoză și reactivul Tollens cu depunerea argintului pe pereții eprobetei și formarea acidului gluconic. Reacția de adiție a hidrogenului la grupa carbonil are loc în prezența catalizatorilor nichel cu formarea sorbitolului. Proprietățile specifice ale glucozei. Prima este fermentarea alcoolică cu formarea etanolului și eliminării oxidului de carbon, oxidarea totală în care produșii finali sunt apa, oxidul de carbon și emană o cantitate de energie. Obținerea glucozei, cred că ați recunoscut-o încă de la lecțiile de biologie. Prin procesul de fotosinteză se obține din CO2 și apă în prezența luminii solare și ca produs final se formează glucoza și oxigenul. Hidroliza amidonului. La hidroliza amidonului se formează mai multe molecule de glucoză, amidonul fiind un polimer. Rolul biologic al glucozei reprezintă o sursă de energie și este un precursor. Produce proteinele, metabolismul lipidelor și obținerea vitaminei C. Glucoza reprezintă combustibilul specific pentru creier și sistemul nervos. Menține constant temperatura corpului, ajută la contractarea mușchilor, la menținerea în funcțiune a sistemelor digestiv și respirator. Concentrația normală de glucoză în sânge este de la 0,6 până la 0,11%. Glucidele sunt prima sursă de energie în organism. Glucoza are nevoie de insulină pentru a intra în majoritatea celulelor organismului. Creierul consumă circa 20% din glucoză și nu are nevoie de insulină pentru a-și prelua glucoza. Ficatul este locul unde glucoza se transformă în glicogen și lipide.
Scopul insulinii este să reducă glicemia sau valoarea zahărului în sânge, transportând glucoza în celule și stocându-o sub formă de glicogen sau lipide. Excesul de glucide în alimentație duce la obezitate. Utilizarea în exces a zahărului în alimentație se reflectă negativ asupra florii intestinale, ce duce la dereglări ale schimbului colesterolului și creșterea nivelului în sânge. Pentru a consolida cunoștințele obținute pe parcursul acestei lecții, vă propun următoarea sarcină. Încercuiți litera A dacă afirmația este adevărată și litera F dacă afirmația este falsă. Glucoza și fructoza sunt izomeri. Desigur că am menționat acest lucru pe parcursul lecției, enunțul este adevărat. Glucoza reacționează cu soluția amoniacală de oxid de argint deoarece conține grupa aldehidică. Și aici răspunsul este corect. Am demonstrat cu ajutorul experimentului. La reducerea glucozei cu hidrogen se formează acid gluconic. Enunțul desigur că este fals. Am vorbit că se formează un alcool și anume sorbitolul. Soluția apoasă de glucoză are mediu bazic. Am dovedit asta cu utilizarea hârtiei de indicator și ni s-a demonstrat că este un mediu de fapt neutru. Enunțul este fals. Glucoza și fructoza sunt bine solubile în apă. Am demonstrat lucrul acesta, desigur că enunțul este adevărat. Glucoza este o grăsime deoarece furnizează energie organismului. Desigur că glucoza furnizează energie organismului, însă nu este o grăsime. Este un hidrat de carbon. Enunțul va fi fals. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc succese și ne revedem la următoarea lecție de chimie.